Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, a început noul sezon, sezonul 17. Hai să vedem, avem 5688 de trofee la final de sezon și se vor reseta la, hai să vedem, 4844. Bun, avem Royal Ghost-ul boostat. Ok, aici câteva donații care au ajuns înapoi la noi. Să vedem ce oferte avem în shop. Câteva chesturi și Daily Little Objects pe care l-am colectat deja. Nimic gratuit. Avem și emote-uri în acest update. Rexul Giant-ul este în continuare boostat. Foarte interesant și haideți să... Hai să donăm mai întâi. După care vom deschide chesturile. Hai să începem cu acest Golden. Avem Bats, Mini P.E.K.K.A., Tesla, Inferno Tower și bineînțeles Gold. Bun, hai să intrăm într-o firăut. Aici avem 5000 de Gold odată. Avem un Epic Trade Token. Avem un Epic Chest. Deschidem chiar acum. Avem Poison, Dark Prince, Lightning și Clonă. Bun, încă 5000 de Gold. Aici avem de ales între, nu contează, sunt de două cărți rare care se transformă în Star Points și în Extra Gold. Avem și un Legendary Chest. Hai cu Electro Wizard-ul. Ghost-ul, bineînțeles, este sezonul lui. Încă 5000 de Gold și încă un Legendary Trade Token de data aceasta. Bun. Ok, aici chestii de donat. Warul, o să dăm meciurile în când va începe week-ul următor, da, din noul war. Sper să plicăm cu echipe mai slabe, să obținem și noi măcar un loc 2, dacă nu chiar locul 1. Și vedem că a început un nou challenge cu Royal Ghost Draft Challenge și vom da și noi aici câteva meciuri. Hai să vedem, o să luăm Magic Catcher-ul, luăm Fireball-ul, hai să luăm Mini P.E.K.K.A. și Mega Knight-ul. Bun. Pare o configurație destul de bună pentru deck. Să începem cu Magic Catcher-ul. Vom trimite Mini P.E.K.K.A. plus... plus gărzile în față. Ok, putem deja să dăm Mega Knight-ul. Hai să trimitem și Zepis în spatele lui. Scăpăm aici de... Și punem Mini P.E.K.K.A. undeva mai în spate. Sper să nu dea pe turn acel bomber. Ah, din păcate targetează deja turnul. Și ne luăm o grămadă de damage din cauza asta. Ok, Mini P.E.K.K.A. nu va ajunge pe turn. Punem aici gărzile. A, și probabil vom pune Mega Knight-ul. A, rămânem cu puțin la viață pe turn. Ok, hai să punem Zepis. Poate scăpăm acolo de... Așa, ar fi trebuit să punem arcașul ăla, Magic Archer-ul, mai aproape de... Mai aproape de Hog. Ok, punem Mega Knight-ul.
aș fi vrut să trimit și Elixir Golem. Bun, punem Zepis aici. Punem și Magic Archer-ul. Da, turnul din stânga oricum e pierdut. Și probabil vom 125. Bun, hai să-i dăm ok, punem și Magic Archer-ul. Vom avea nevoie de două Fireball-uri, dacă să dăm deja pe primul. Punem aici gărzile. Ok. Da, ce să facem cycle până la următorul Fireball, dacă nu va fi prea târziu. Da, din păcate pierdem acest prim match. Eram foarte aproape. Ar trebui să pun mini pack-ul jos. Dar m-am grăbit și începem cu o înfrângere acest challenge. Hai să mai dăm un match. Și hai să vedem. O să luăm Royal Giant-ul. Luăm aici Betsy, Fire, Spiritele și Valkyra. Bun. Hai să vedem. Începem cu Goblin Giant-ul. Hai să ne apărăm turnul din stânga. Am putea pune și prințesa. A, prințesa care e scoasă de... de acel loc. Scăpăm aici de schelet în armii. Probabil va da Goblin Barrel-ul acum. Hai să punem Ghost-ul. O singură lovitură și scoatem toți toți Goblinii. Hai să vedem, targetează pe Goblin Giant. Rămânem cu Ghost-ul în viață. Și... e scos de loc. Punem prințesa aici. Să trimitem de data asta Royal Giant-ul. Și eventual Betsy sau Fire Spiritele. Hai să vedem. Se descurcă destul de bine Betsy. Ce fail am dat acolo. Am grăbit acel Prieros. Punem aici Fire Spiritele. Da, și intrăm în ultimul minut. Rămânem cu avantaj de un turn. Și vom încerca... Punem Goblin Giant-ul aici. Spun și Ghost-ul. Separăm prințesele, pentru că are loc și nu vrem să le pierdem pe ambele. Și punem Valkyra aici. Hai să punem și Betsy. Trimitem Royal Giant-ul. Și Royal Ghost-ul. Acum o prințesă și ar trebui să obținem victoria în acest match. Bun, băi, un început bunicel. Avem o victorie și o înfrângere. Ne oprim aici cu meciurile din challenge. La ori vom juca, probabil în episodul următor vom face meciurile de la War.
și vom mai trebui să... Ok, mai avem aici un reward, 1000 de gold și vom mai trebui să dăm meciuri în arenă. Bun, cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.